Neața, bună neața, neața, bună tuturor! Neața, dragilor, neața, dragilor și neața, somnoroșilor! Neața și copiilor! Cu toate că astăzi, de la prima oră, nu știu ce s-a întâmplat cu voi, dar sunteți pe drumuri, fiindcă vinerea statistic dimineața este toată una... Toată lumea pleacă din București, da. Nu pleacă din București, pleacă la muncă ceva mai devreme, știu că mă repet, dar dacă vinerea trecută nu ne-ați auzit așa, fix la prima oră, la 7 și un pic, e bine să știți, vinerea se pleacă mai devreme la muncă pentru a se pleca mai devreme de la muncă și fix în weekend. Eu aș pleca în weekend chiar acum. Unde? Că mereu, Grig mereu îmi spune că ar pleca într-un, cum îi zice, la city break. Aș pleca într-un city break undeva la munte, m-aș băga într-o scorbură. La Snagovă? La, da, corect. Deci m-aș băga într-o scorbură precum o veveriță și un weekend, aș vrea să nu mai văd, să nu mai aud nimic. Și dai de ursul ăla care se duce să cu berea, da, gluma aia care îmi place mie. Dau de dănuț, de ursul dănuț, dar nu se știe niciodată, ai văzut la cât de mulți dănuți avem. Da, 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 da. Se umple și se îngroașă treaba, dar important este că e vineri și suntem super bucuroși și la prima oră. Tu te-ai luat de micul meu dejun așa de dimineață. Deci ce? Exact când urcă. Da. Nu, știți, trebuie să vă mărturisesc ceva. În fiecare dimineață, colegul meu Grig se duce și își cumpără un salam de la mic de biscuiți. Dar mic așa e, mic. Bă, dacă nu-l mănâncă, nu poate să facă... Auzi, dacă nu-l mănâncă, am zis corect, du-te să te îmbracă. Dacă nu-l mănâncă, nu poate să facă emisiunea. Dacă nu-l mănânce, nu poate să face. Nu poate să face, da. Lasă să sunt. Este vineri pentru noi toți. Eram la tonomatul de jos și evident apăsam tastele să-mi iasă salamul de biscuiți, cum zice Cosmin, gata, mai dat în fapt. Și ți-a ieșit? Și mă întreabă colega noastră, Claudia Cică, ce ție? E un salam de Sibiu. Eram, ce? Dar de ce nu au, ce? De ce nu au salam de Sibiu la tonomat? Păi, habar n-am, nu știu. Asta, uite, eu am venit fără sandwich-uri azi. Mi-a făcut nevastă mea aseară, dar le-am mâncat tot aseară. Asta înseamnă că au fost bune și mulțumește-i. Da. Doamne, noi mulțumesc, vă mulțumim, baby, vouă că mulțumesc. Sunteți alături de noi. Cum vă este dimineața, cum v-a început, puteți să ne și spuneți deja la 0754-222-999. Ne spunem bună dimineața, e vineri, fiindcă suntem super bucuroși pe subiectul ăsta. Și vă spunem și noi bună dimineața, avem o grămadă de treabă cu voi și o să ne placă și o să vă placă și vouă. Grig și Cernat, suntem dimineața pe 2, canal de 2 și Radio Impuls, normal ne auzim în absolut toată țara. Nu uita să ne dai și un like și un share și un follow și ce vrei tu. Foarte simplu, ne cauți în social media, exact. Radio Impuls România, canal de 2 și acolo suntem. Neața bună! Neața! Dimineața pe 2! Impuls. Enjoy the hits! Bun găsit, prieteni, din nou dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Suntem împreună, e vineri, cum zice colegul meu Grig, lumea se gândește deja la weekend. Eu mă gândesc cum o să mă duc să joc tenis din nou, cred că joc și astăzi. Am programat mâine la ora 10, joc cu Grig tenis. Cât Emma face antrenament, Emma e fetița lui Grig, cât ea face antrenament, ne jucăm și noi doi tenis vreme de în cazul în care nu știați, vă mai zic o dată. Te și filmez. Nu te rog frumos, da, că mă fac de râs, fiindcă da, n-am. Deci, hai să stai puțin, hai te să... Te și filmez și le dăm luni, mă. Dăm luni, facem subiect. Corect. Hai să facem... Să facem din nou discuția noastră. Întreabă-mă, Grig, vii la tenis? Grig, vii la tenis? Sigur că da. Cum trebuie să mă îmbrac? Sport. Ce înseamnă sport? Adică ce trebuie să-mi iau pe mine? Da, tu te îmbraci bine. O pereche, știi cum era pe vremuri, că te-ai apucat, dar era short negru, tricou alb. Acum nu e. Un short tricou, dacă vrei să-ți iei manșetă, ia-ți șapcă, s-ar putea să te bată soarele, n-am. Neapărat, n-ai? No. Ți-aduc eu, că am mai multe. Ok, dar vezi că eu am capul mai mare. Da, da, e capul mai mare. Da. Deci, era discuția, m-a întrebat Cosmin, niște Adidas, vezi că atunci când ești pe terenul de tenis, cu zgura, cu alea, mai fuge piciorul, fuge glezna, ia-ți niște Adidas, nu știu cum, pe eu am zis, eu n-am decât ăștia care au 2 kg 1. Da, 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 are de ăștia, cum se poartă acum. Tractoare. Da, tractoare, de ăștia mișto așa. Și evident că mi-am căutat foarte, foarte, foarte greu și mi-am găsit niște Adidas de când eram mic, culmea este că încă vin. Încă-s vin, nu? A, trăiam okay. Pe picior mare de mic, dar la întrebarea niște un short ceva aici, am zis, am niște pantaloni de bluzi scurți. Da, da, bun și ea, da, da. Numai te rog frumos, fii atent, te rog frumos să nu vii, să vii cu mașina cealaltă, că nu ți încape racheta în portbagaj, că da, mașina lui Grig e mică, înțelegi? Da, așa este. O să iasă cum ies bețele alea, când cari, zi mă, ce card alea de rigips, cum ce ziceai tu? Colțarele. Da, o să iasă coada de la rachetă, înțelegi? De portbagajul lui Grig, da, sau pe geam, da.
dacă nu, e mică nici mașină. Bagaj, da. Da, corect. Nu, nu. Așa este. M-a dus cu mașina lui, dați-ar Dumnezeu sănătate, colegule frumos. Când a intrat Cosmin în mașină, eu m-am uitat. Vezi să nu dai cu capul. Nu, e, în fine. Hai că ne vedem așadar sâmbătă la tenis, fiindcă, uite, în weekend m-a pus Cosmin să fac sport și tenisul îmi place. Mai avem, apropo de tenis, ceva, vreo discuție cu Simona Halep. Ce da, se mai întâmplă? Bineînțeles că avem, mă rog, e și o petiție deja semnată, nu știu. Este cumva săptămâna Simonei Halep, de data asta, dintr-un alt punct de vedere, mai neplăcut pentru ea, și anume problemele pe care le are. Eu am spus-o, eu cred că trebuie să fim alături de Simona. Și, apropo de vești, a ieșit din nou antrenorul ei, Patrick Muratoglu, cu noi detalii. Spune el, toți experții mi-au confirmat, este titlul articolului de pe gsp.ro. Discuția o știți cu toții, a apărut din nou o acuzație suplimentară pentru o irregularitate în pașaportul biologic, da, asta știm, dar iese Muratoglu și spune, susține că Itia se înșală, iar pașaportul biologic al Simonei ar fi în regulă. Citez acum, pașaportul ei biologic e total normal, toți experții pe care i-am consultat mi-au confirmat asta. Și apoi vine propoziția care, mă rog, devine titlu în orice știre. Atitudinea ITF este nebună. Da, ITF este International Tennis Federation. Asta tu crezi că au ceva cu ea? Adică eu mă gândesc așa, românește, fiindcă de multe ori avem dreptate. Încă o dată, încă e o conspirație. Care e faza? Adică, gen pe bune, o conspirație sau ce? Ce se întâmplă? Eu, sincer, cunoscând-o pe Simona, eu nu cred, nici nu-mi trece prin cap că a făcut așa ceva, sincer. Dacă stai, și Cristian Tudor Popescu scria, domnule, atâta vreme cât o viață întreagă ești corectă, ești cinstită și prin felul în care joci, ea și când juca mai modest, nu înălța mingea, cum se spune la copii, baloane, numai ca să, adică să trișeze sub o formă sau alta. Ea n-a trișat, sincer. Și până la urmă, să o judece cineva și să spună, plus că nivelul al substanței e foarte, foarte mic. În fine, să vedem, să așteptăm. Vorba lui Ilie Năstase, vorbim noi cât vorbim, ne întrebăm cu teoria conspirației, fără teoria conspirației, să așteptăm să vedem ce vor zice oamenii ăia. Asta e. Mă rog, noi suntem cu Simona până la capăt, cel puțin eu. Eu, din punctul ăsta de vedere, sunt alături de ea. Fără conspirații și cu o super bună dimineața, bună dimineața aici la Radio Impuls și Canale 2, dimineața pe 2, și la 0754222999. Dăm deja bună dimineața celor care ne salută. Uite, îl salutăm, de exemplu, pe Adrian din Bacău. Neața bună. Salut. E la pescuit? Nu știu, văd aici o poză. A, bine că e unda. Este în delta sau nu? E pe un râu aici. Nu știu ce se întâmplă, dar la ora asta știi cum este, pește lui e foame. Corect. Și că trage mai bine. De te duci la pescuit la 5 dimineața. Mai avem și alte știri din sport, din canotaj, vorbim ceva mai târziu, din handbal, mă rog, e o fază haioasă, dar discutăm mai târziu despre asta. Neața bună! Dimineața pe doi! Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Bună dimineața, prieteni! Hai, neața bună tuturor celor vineri, care astăzi sunt harnici de la prima oră. Ce să spun, sunt harnici în continuare și profesorii, fiindcă se țin de greva lor și copiii sunt harnici că se duc la școală, chiar dacă e grevă. Vorbeam cu azi zi de mai și după aia zic de mai, care trebuie să dea examenul. Mă întreabă în continuu, luăm vacanță sau nu luăm vacanță? În sensul în care de mâine nu mai mergem la școală și zic, nu e mama, este o zi mai și răbdare, că oricum luați pe 15 iunie vacanță. Ce vă mai trebuie? Da, nu, vorbeam ieri cu Maia, care e clasa 8-a, și zice, tati, dar dacă se îngheață, eu ce fac? Mai fac încă unul? Că n-am niciun chef, tati, zice, nu mai vreau. Ce o să fac? Să stau un an să fac recapitulare? Și așa e un moment dificil, mă rog, greva în educație rămâne, da? Guvernul nu mărește salariile, iar sindicatele anunță continuarea grevei, mai mult decât atât, un protest uriaș la Cotroceni. Apropo de Cotroceni, a fost o chestie, am văzut-o peste tot, glumă neinspirată, ci că făcută de președintele României cu privire la greva din învățământ. Era într-o vizită oficială la Sibiu, îți dai seama, din când în când mai faci și vizite oficiale, că trebuie să acasă mai vezi, la tine, da. Da, corect, să mai vezi ce mai e pe acasă, ai stins lumina, ai închis gazele, știi, curge apa, mai schimbi o țeavă, trebuie să vorbești, să negociezi cu instalatorul, cu meșterul, șeful, câtă miei te trimite ăla, să iei materiale, că știi cum e, instalatorul. Normal.
meșterul te trimite, trebuie să iei aia, fiindcă și e mai bine, fiindcă în felul ăsta nu stai cu stresul cum că te fură la materiale. Și s-a dus, a verificat apa, a verificat gazul, după care a zis, ce să mai facă, uite, mai am timp până plec. Ah, hai să mă duc într-o vizită. La o școală. La o școală, da, să-i salut pe elevi și le-a transmis elevilor că există și părți bune ale grevei, de exemplu. Ca de exemplu. Un program de voie și, bineînțeles, poze cu de voie bună, șeful de stat. Citesc din declarație. Te rog. Facem o poză. Stați așa să nu fiți în spate. Vă doresc o zi frumoasă. Vedeți că până și greva are ceva avantaje. Acum toată presa a sărit în sus, că domnule, i-a ironizat pe copii. A fost o glumă, dar l-am înțeles, glumă, sunt da, noi. Da, da, deci... poate, da. Bine, știi cum e asta? E ca la zi la televizor, știi? Sunt unii prezentatori, noi suntem și la radio și la TV, sunt unii prezentatori, da? Care e bine, eu am lucrat și ca producător, e bine să nu iasă din script, știi? Înțelegi? Da, corect. Unii sunt talentați, știi? Unii au talent și poate să iasă, dar unii n-au, știi? Și când ies din script, e nenorocire, știi? Dacă mă întreb pe mine... Care, mă rog, în fine. Eu cred că e un fake news, fiindcă președintele nu vorbește. Da, corect. Serios, adică și de obicei... Mai ai, mă, că e înregistrat undeva. Mai, când este întrebat despre tăcerea lui, el zice, nu comentez. Adică, da, și la urma urmei a fost și el om la școală și copil... Era retras când era mic, nu? Nu era retras, să știi, nu. Este o poveste... El tăcea împreună cu un grup de copii, atâta tot. Deci nu, chiar nu era deloc retras, măi. Dar nu știi cum este vorba aia când începe copilul să vorbească și tu zici, măi, maia mea a început să vorbească la cât? Nu știu, un an și ceva. Doi, da. Maxim. Dar Ema a început să vorbească pe la 2 ani. Președintele României, spun părinții lui, a început să tacă pe la 2 ani. Care e problema, măi? Și voi spuneți că nu știu ce ironie a făcut. Da, nu știu. Nu, aia a fost, cred că, o glumă. Mie mi s-a părut glumă, adică nu mi s-a părut nici măcar. Nu, acum știi că noi ne-am distrat, dar nu mi s-a părut ceva. Nu. De data asta nu. Nu, dacă chiar ceva, nu. Hai, băi, să fim, chiar hai să fim corect, adică... exact, știi, nu. Da. În fine. Tot domnul Iohannis dă de înțeles că domnul Ciucă nu demisionează până nu se încheie greva din educație. Așa. Nu cred că rotația se va face în timpul unor negocieri. Să vedem. Asta a zis-o cu cuvinte sau făcea? Nu, nu era cu subtitle. Nu știi cum e, cum vorbește peștele? Ba da, deci face nu. Așa. Da. Nu e cu... Știi că uneori te uiți, că și pe filmulețele astea pe Instagram, dacă vrei să te uiți pe mute, apar, scrie acolo de desubt, știi? Ah, corect, da. Ca la film, știi? Vedem scrisul, dar în niciun caz, în dimineața asta vedem ce ne scrieți voi pe WhatsApp la 0754222999 și vă spunem și mai multe, dar luăm o mică pauză, ne întoarcem gri și cernață. Tăcere, taie. This is Impulse Radio.